Mulțumim. Mergem mai departe. Acum vicepremierul a venit cu un anunț despre creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani, mai exact. Spune că deși deocamdată nu va fi obligatorie pentru români, cei care vor dori să rămână în câmpul muncii până la adânci bătrâneți vor avea posibilitatea să o facă. Discutăm imediat. Nu cred că România este pregătită pentru pensionare obligatorie la 70 de ani. Însă, cred că se impune o discuție în spațiul public ca dacă persoanele doresc să opteze pentru creșterea vârstei de pensionare, atunci să o facă. Dar nu cred că vom ajunge în curând la o creștere obligatorie a vârstei de pensionare. Subiectul acesta a fost deja lansat în dezbatere publică. Se lucrează la un proiect. Dacă vă aduceți aminte, există și în Camera Deputaților un astfel de proiect prin care să poți să optezi pentru a te pensiona, a putea lucra până la 70 de ani. Deci, dacă se va ajunge la concluzia că există o susținere pentru această idee, e posibil să luăm această măsură. La telefon este colega noastră Andreea Crețulescu și ministrul muncii, fostul ministru, domnul Budăi. Bună ziua! Domnule Budăi, aș începe cu dumneavoastră, dacă ne auziți. Da, bună ziua tuturor! Anunțul acesta e o veste bună sau o veste rea? Adică li se dă posibilitatea oamenilor care își doresc să muncească până la 70 de ani să o facă sau cumva recunoaște statul că mai bine mai târziu că mai e greu cu plata pensiilor? Varianta a doua pe care ați spus-o dumneavoastră, dar în schimb eu cred altceva. Dacă doamna vicepremier și guvernul Orban crede că se impune o discuție pentru majorarea vârstei de pensionare, eu cred cu tărie și cred chiar cu tărie că se impune o discuție și mai ales din partea guvernului Orban, se impune o discuție despre cum să creștem speranța de viață a cetățenilor români și cum să creștem nivelul de trai al cetățenilor români, nu prin îngrițarea pensiei minime, nu prin renunțarea la majorarea alocațiilor, nu prin concedieri de 100.000 de oameni, cum deja se anunță, și așa mai departe. Deci eu cred că de aici trebuie început și abia după aia vedem noi cu vârsta de pensionare. Pentru că noi PSD cât am fost la guvernare... Da, mă gândesc că sunt și, trebuie să, să știți și dumneavoastră, ori fie acolo niște categorii de angajați, nu știu, profesori sau alte categorii care au cerut posibilitatea de a rămâne mai mult în sistem din diferite motive, că sunt în continuare abs de muncă... Și acum acești oameni să o facă, dar eu nu vreau să trec peste o nuanță. Ați văzut că a spus, cred că se impune o discuție. Eu le recomand să facă o discuție despre speranța de viață a cetățenilor români și despre nivelul de trai al cetățenilor români, după care vom vedea. Asta cu speranța de viață, până la urmă, dacă oamenii doresc să rămână în câmpul muncii, chiar dacă speranța de viață nu e ca în Occident, asta e, pot să o facă. Andreea, ne auzi, da? Da. Ce e în spatele acestui anunț? Se pregătește, poate se tatonează așa puțin terenul până la o discuție serioasă despre majorarea aceasta a vârstei de pensionare sau li se dă dreptul unor persoane care într-adevăr își doresc să muncească mai mult, să o facă? E completat de răspuns de tinte actualul guvern, dar pe fond doamna Turcan are dreptate. Într-adevăr, se impune mai ales pentru anumite categorii socioprofesionale. Unele sunt deja reglementate prin lege, cum ar fi profesorii universitari, să decidă dacă vor să rămână în câmpul muncii după 65 de ani și cred că pot face acest lucru până la 70 de ani, pentru că a majora pentru toată lumea vârsta de pensionare la 70 de ani nici măcar nu este în media europeană. Francezi, chiar nemții, se pensionează la 67 de ani și nici de cum la 70. Adică lucrul ăsta ar fi aberant pentru România în condițiile în care noi avem o speranță de viață mai mică decât francezii sau decât nemții cu vreo 3-5 ani. Da, lucrurile trebuie adaptate de la țară la țară, însă pentru cei care au putere de muncă, eu cunosc foarte mulți medici care ar vrea să rămână în sistem după 65 de ani și din păcate pe actuala legislație nu o pot face și mai ales cei din vest s-au dus să opereze în Ungaria pentru că acolo există această posibilitate.
Și s-ar putea ca presiunea să scadă cumva pentru stat prin acele pensii private. Vă rog să rămâneți alături de noi ca să vedem ce spune Ministrul Finanțelor, dar și Ministrul Muncii în legătură cu unul la mână, problema asta mare, pentru că spune domnul Câțu că cei născuți după 70 s-ar putea să nu vadă pensia pentru că nu sunt bani, și o soluție găsită de Ministrul Muncii, o insistare să insistăm mai mult pe contribuția la pensia privată, așadar cine vrea să aibă o bătrânețe mai liniștită să pună bani deoparte. Despre pensii veți vedea că se va mai discuta, pentru că am mai declarat sistemul de pensii astăzi, pay as you go, cum se zice, este ca un caritas. Atât timp cât ai oameni să contribuie, este ok. Dar având în vedere evoluția demografică din România, cei care sunt născuți ca mine în anii 70, nu vom mai avea cine să ne plătească pensia. Trebuie să luăm o decizie foarte rapid de reforma sistemului de pensii. Nu se întâmplă peste noapte să faci o reformă, să venim cu un nou sistem de pensii și vom avea soluția. Nu, durează cam 10-15 ani, poate chiar 20 de ani, să reașezăm situația. Să ne trezim cu această problemă peste câțiva ani, peste 15-20 de ani. Nu vom mai fi bani, pentru pensii. Exact, și atunci din 2021 revenim să creștem contribuția la pilonul 2 de pensii în doi pași, gradual. Prima fază cred că o să fie 5% și apoi 6% așa cum cere legea. Dar nu e de ajuns. Nu este de ajuns. Va trebui să reformăm întreg sistemul de pensii. Vă spun că fără o reformă clară nu vor mai fi bani. Să încurajez foarte mult economiile în pilonul 3, care este 100% opțional. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem o analiză și să încercăm să economisim, să ne gândim din timp la momentul pensionării. 6,1 ar fi trebuit să fie, 6,1% așa contribuția este pentru pilonul 2. Există vreo speranță să reveniți la acest calendar de creștere? Există o speranță. Luăm în calcul și anul acesta. Eu nu cred că nu o să ajunge momentul în care nu mai primești nimic de la stat, dar este clar că nu o să fie suficient. Este clar că îți trebuie o gândire anticipativă, rațională, de așa manieră încât să te pregătești și tu dacă poți. Andreea, pare că la nivel oficial se renunță chiar și la a vinde iluzia că există vreo categorie de români care s-ar putea să aibă o pensie bună peste 20, 30, 40 de ani, și ni se spune de acum pensia va fi mică, dacă vreți bani așa în plus, luați-vă pilonul 2 și 3. Dacă în cazul declarației doamnei Turcan e rezonabilă și au fost puse multe chestii dubitativ, în cazul domnului Câțu, mi se pare, cu tot respectul pentru domnul Câțu, o mare irresponsabilitate să spui că actualul sistem de pensii de stat este de caritas. Să-i reamintesc domnului Câțu că în urmă cu 10-12 ani, într-adevăr, acest sistem public de pensii avea un deficit de circa 20-21 de miliarde, cred că acela a fost vârful. Dar în ultimii 2-3 ani deficitele n-au depășit 3-4 miliarde, ceea ce tot dacă mergem spre media europeană cu sisteme similare, noi românii stăm, cred că, cel mai bine. Adică trebuie să ne împrumutăm 3-4 miliarde. Asta pentru că în ultimii 3-4-5 ani s-a depășit practic acea cotă de 1 la 1 între pensionari și angajați, iar numărul contractelor de muncă, dacă nu mă înșel, undeva în noiembrie-decembrie 2019 la revizal, deci nu angajați, contracte de muncă depășiseră 7 milioane, iar pensionari avem undeva la 5 milioane. Dacă numele nu sunt corecte, să precizeze domnul Budăi. Exact. Da, domnul Budăi. E mult mai sustenabil. Vă rog. Da, după cum am obișnuit eu cu doamna Andreea, am cam fură spiciu, dar asta e. Eu o felicit. Dincolo de declarația domnului Câțu, asta pe viitor, că practic niciun românic și ăștia de lucrăm acum, nu o să putem să avem o pensie decât dacă avem pilon 2 și 3 și dacă ne bazăm pe cea de la stat, nu avem nicio șansă. Așa e? Orice variantă cu pilon, repet, opțional, este excepțională. Orice variantă. Dar să vii de aici, să faci declarații responsabile despre pilonul 1, le condamn cu fermitate și public. Vreau să vă spun în felul următor. Pilonul 1 de pensii, într-adevăr, îl slăbești dacă, că domnul Câțu nu ne spune până la capăt, de unde mărește contribuția către pilonul 2, reducând contribuția la pilonul 1. Da? Și să vii acum să spui că
scuzați-mă, există o problemă cu pilonul 1 și va fi peste 20 de ani. Eu repet, acești oameni ne spun ce va fi peste 20 de ani și cum vor face ei să crească vârsta de pensionare și cum vor face ei să nu-ți mai dea pensii de la, de la stat, în contextul în care media Uniunii Europene la vârsta de pensionare este de între 64 și 65 de ani. Da? Da. Prima problemă. A doua, media în Uniunea Europeană, un picuț, de plată a pensiilor la stat este de peste 13% din PIB, la noi este abia la 7% din PIB și oamenii ăștia ne spun că noi nu vom mai avea bani și noi nu putem să plătim din PIB pensiile la stat pentru oamenii care contribuie. Astea sunt niște declarații extrem de irresponsabile. Mulțumesc, domnule ministru.